Povestiri biblice din Noul Testament. Când te gândești că a fost unul de-al nostru? Să ne întoarcem la problema actuală. Unde este Pavel acum? Galatia. Se spune că predică chiar și neamurilor. Și mulții cred cuvântul. Poate să le aibă pe neamuri, dar îi învață că și ei sunt poporul ales. Blasfemie! Eu spun așa. Pavel e o amenințare pentru poporul nostru. Numărul creștinilor crește mult prea repede. Dacă vrem să supraviețuim, trebuie să terminăm cu Pavel. Voi naviga mâine spre Galatia. Nu! Pavel se va întoarce cât de curând în Ierusalim. Iar când va ajunge, nu va mai pleca niciodată. Lucrarea lui Pavel. Voi mărturisi despre Iisus, voi spune cuvântul lui, despre harul și slava lui. Voi mărturisi despre Iisus. Tu ești Pavel, nu-i așa? În numele lui Iisus, ridică-te și mergi. Eu pot. Domnul să fie cu tine. Noapte bună. Cine e acolo? Ai predicat ultima blasfemie, Pavel. L-am găsit! E aici! E bine? Nu știu. Pavel. A murit? Pavel? Nu ne părăsi! Pavel! Stai! Pavel? Să-l ducem înăuntru și să-i curățăm rănile. Sunt bine. Încerc să mă descurc singur. Nu. Vreau ca ei să vadă. Vreau ca ei să știe că nu pot frânge cuvântul Domnului și nu-l pot omorâ.
Așa-i primim noi pe creștinii care vin în acest oraș și provoacă revoltă. Din nou! Sper că ne-am înțeles acum. Duceți-i la închisoare. Sila, ești bine? Sunt bine. Îmi pare rău că te-am băgat în asta. Aș suferi orice pentru Isus. Știi asta, Pavel? Să părăsim acest loc. N-am puterea să stau în picioare, dar apoi să rup lanțurile și să fug. Spune-mi, ai putere să cânti? Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Scăpat? Magistratul mă va tortura până la moarte! Nu-ți face singur rău. Suntem cu toții aici. Domnilor, ce trebuie să fac pentru a fi mântuit? Să crezi în Domnul Isus. Spui că ești evreu, însă predici împotriva legilor lui Moise. Eu nu predic împotriva legii. Eu spun că legea a fost împlinită. Datorită acestui Isus, și acum spui că și neamurile vor moșteni binecuvântările noastre. Și eu eram ca voi, zelos pentru lege. Îi uram pe creștini. Am stat alături și am ținut hainele celor care l-au ucis cu pietre pe martirul Ștefan. Ștefan nu a fost un martir? Ascultați-mă! Blasfemie! Umerit! Pleacă de aici! Vă rog! Iisus nu a fost un profet, a fost un amăgitor! Nu! El este mântuitorul nostru! A fost un diavol! Puteți să înfrângeți și să-mi răniți trupul, însă nu voi accepta să huliți numele lui Iisus! Sunt nevinovat! De aici înainte... voi predica numai neamurilor. Știi că viața mea nu înseamnă nimic pentru mine, Doamne.
Dacă va fi să mor pentru tine, mă consider binecuvântat. Dar cum îi pot ajuta pe oamenii aceștia să vadă adevărul? Încurajează-mă! Încurajează-mă și arată-mi calea, o, Doamne! Nu te teme, Pavel, ci vorbește. Eu sunt cu tine și niciun om nu-ți va face rău aici, căci mai sunt multe suflete care au nevoie de tine. Voi mărturisi despre Iisus, voi sta alături de El, prieten și apărător al Domnului meu crucificat. Voi mărturisi despre Iisus, nu voi tăcea, până va veni împărăția Lui și lucrarea Lui se va împlini. Voi mărturisi despre Iisus, voi spune cuvântul Lui, despre harul și slava Lui, voi mărturisi despre Iisus. Voi cânta numele Lui, voi spune lumii întregi povestea Lui. Voi mărturisi despre Iisus, nu voi tăcea, până va veni împărăția Lui și lucrarea Lui se va împlini. Acesta este un frumos la revedere. Însă toate aceste daruri vor scufunda corabia. Să vă amintiți de mine, fraților, căci eu mereu îmi voi aminti de voi. Te vom mai vedea? Cu voia Domnului. Spune-ne adevărul, Pavel. Te vom mai vedea? Nu. Însă acum știți adevărul și aveți Duhul Sfânt drept călăuză. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă țină credința, prieteni. De ce trebuie să călătorim spre Ierusalim, Pavel? E periculos pentru tine acolo. Simt asta. Și eu, Luca. Însă Duhul mă trimite să merg. Sunt gata să mor pentru Evanghelia lui Iisus, Luca. Însă mai știu că nimeni nu mă poate opri dacă alta este soarta mea. Îl omorâți! Pavel! Pavel! Ai avut noroc că am venit! Îți acorzi un merit prea mare, capitane. Dumnezeu a fost Cel care mi-a salvat viața astăzi și mă va salva de fiecare dată până când lucrarea mea se va sfârși. Ne-am unit prin jurământ, Anania. Continuați. Nu vom mai mânca sau bea dacă Pavel nu va muri. Să faci un jurământ e lucru simplu. Dar aveți un plan? Avem. Spune-i capitanului romanilor să-l aducă mâine pe Pavel. Spune-i că vrem să-l cercetăm mai mult.
potrivit legilor noastre. În clipa în care ajunge, ne repezim și-l omorâm pe Pavel. Să presupunem că vor veni soldați cu capitanul. Doi nu sunt destui pentru a reuși. Anania, suntem 40 care am făcut acest jurământ. Cred că-i de ajuns. Atunci, așa să fie. Spion, urmăriți-i! Oprește-te! Nu ne scapi tu nouă! Oprește-te! Nu o să ne scapi! Pune mâna pe el! Hai! Prindeți-l! Ha! Să nu ne scape! Prindeți-l! Gata! L-am prins! L-am prins! L-am prins! Nepotul tău e curajos. Legea romană nu-mi permite să te eliberez, Pavel, însă îmi permite să te protejez. Trimiteți-mi 200 de soldați, 200 de sulițași și 70 de călăreți pentru a-l duce pe Pavel în siguranță spre Cezarea. Se pare că iar ai scăpat, Pavel. Dumnezeu se folosește de oameni buni pentru a face miracole, capitane. Chiar și de un roman. Pavel trebuie condamnat la moarte. Dar ce a făcut ca totuși să trebuiască să moară? Același lucru pentru care l-ați crucificat pe Iisus. Blasfemie împotriva legilor noastre și trădare față de legile voastre. Nu am făcut asemenea lucruri. Adevărul este că eu predic că Iisus a înviat din morți. Aceasta infurie până la violența. Hulești! A adus un păgân în templu! Nu nega asta! Mincinosule! Liniște! Liniște! Asta nu are nimic de-a face cu legea romană. E o problemă evreiască. Te trimit înapoi la Ierusalim. Atunci, fac apel către Roma. Dacă aș fi vinovat, aș muri cu bucurie. Dar nu sunt vinovat. Ca cetățean al Romei, cer să fiu audiat de Cezar. Agripa, sunt complet debusolat. Nu înțeleg nimic din aiurelile astea religioase. Cum să-l trimit pe Pavel la Cezar dacă nici nu înțeleg acuzația? Știu că nu ești un evreu practicant, dar... Ascultă-l și tu, spune-mi părerea ta. Măcar ne vom amuza dacă altceva nu reușim. Mi s-a spus că predici o doctrină ciudată și periculoasă. Eu predic cuvintele lui Iisus. Cu siguranță există o cale mai ușoară. De ce faci asta? Ascultă-mă, rege Agripa, te rog stăruitor, și să știi că îți spun adevărul. Odinioară eram cunoscut drept Saul printre evrei. Mi-am trăit viața în căutarea celor care credeau în Iisus. I-am aruncat în temniță și asistam liniștit în timp ce erau omorâți. Însă în timp ce călătoream spre Damasc, într-o zi, aducând prigoană, o lumină din ceruri, mai puternică decât soarele, s-a coborât asupra mea și a însoțitorilor mei. În timp ce am căzut la pământ, am auzit o voce spunând: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Era Iisus, Domnul înviat, o rege. Și din acel moment am orbit. Iar el mi-a poruncit să merg spre Damasc. Și acolo, zăcând în umbra morții, am văzut un om sfânt într-o vedenie, care apoi a venit la mine și m-a binecuvântat spunându-mi: Frate Saul, primește-ți vederea.
și mi-a poruncit să mă ridic și să predic. Și din acea zi până azi, o rege, am fost ascultător acelei viziuni sfinte. Doctrina mea nu este periculoasă. Doctrina mea nu este ciudată, căci tot ce am spus, Moise și profeții au spus-o înaintea mea, că Hristos va suferi, va muri și va învia din morți. Va învia din morți? Ce ți-am spus? Ești nebun, Pavel! Omul e nebun! Aproape m-ai convins să devin creștin. Acest om nu a făcut nimic greșit. Foarte bine! Dorești să fii judecat la Roma? La Roma vei merge! Ajuns la Roma, Pavel a fost întemnițat, eliberat și apoi întemnițat din nou. Însă nu și-a abandonat niciodată misiunea. În celula lui a scris aceste cuvinte pline de iubire. Fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi. Și acestea: pot totul în Hristos care mă întărește. În final, condamnat la moarte de către Nero, împăratul roman, Pavel a scris: sunt gata acum să fiu dat ca jertvă și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Domnul Iisus Hristos și harul Lui să fie cu voi. Amin. Thank you.